Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Bună seara și bine v-am regăsit! La Nisporeni, puterea continuă să rămână în mâna bărbaților. O demonstrează și rezultatele ultimilor alegeri locale, dar și numărul impunător de bărbați din birourile administrațiilor locale. Pornind de la aceste realități, ne întrebăm de ce femeile rămân o minoritate în funcțiile de conducere? De ce femeilor acceptați statutul de lângă cratiță decât cel de la tribună? La aceste întrebări, dar și la alte provocări ale respectării egalității de gen, discutăm astăzi cu invitații Elena Dobzeu, ex-primar de Grozești, cu Ion Țugula, vicepreședintele raionului Nisporeni, și cu Alexandra Lungu, șef adjunct al Direcției Raionale Învățământ, Tineret și Sport. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Emisiunea de astăzi este realizată în format duplex și în studioul de la Chișinău îi avem prezenți pe Irina Calancea, femeie de afaceri, și pe doamna Iulia Iabanji, director al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Așadar, vă spuneam că la Nisporeni reprezentarea femeilor la toate nivelurile decizionale este una scăzută. Vă invit să aflăm mai multe detalii. Reprezentarea femeilor în administrația locală de la Nisporeni este foarte redusă. În prezent sunt doar 4 femei primar din totalul de 23 de primării ai localităților din raion. De asemenea, sunt destul de puține femei în rândurile consilierilor orășenești și raionali. Zinaida Prisăcaru este consilier raional. Ea susține că trebuie să existe mai multe femei pe listele de partid și că acestea ar trebui să fie mai implicate atât în viața profesională, cât și în politică. În toate partidele, președinții partidelor sunt bărbați, iar femeile nimeresc pe listele a 10, a 11, la 10 încolo. Dar femeile lucrează mai mult în umbră și sunt folosite mai mult în campaniile electorale, dar e de dorit ca să nimerească și femei mai multe și în consiliile raionale, și în consiliile locale, chiar și în Parlament. Zinaida Prisăcaru consideră că femeile sunt mai echilibrate și se implică activ în problemele comunității și sunt mai responsabile. Eu socot că femeile sunt mai echilibrate, ele sunt mai sufletiste și trăiesc cu problemele cetățenilor și eu cred că altfel ar fi o situație și calmă în consilii și mai multe decizii s-or aborda. Multe lucruri s-ar schimba în raion dacă ar fi o femeie chiar și la conducerea raionului. Bărbații care ocupă funcții de conducere în raionul Nisporeni recunosc faptul că femeile sunt mai responsabile atunci când este vorba despre rezolvarea anumitor probleme. Eu cred că atunci când se află o femeie în vârful piramidei, procesul este mult mai transparent și sunt șanse ca rezolvarea unei anumite probleme să fie mai obiectivă și mai corectă. Dacă noi am și o cotă mai mare de femei, și atunci la noi s-ar fi un echilibru de mai liniștit, mai compătiv, mai compănit toate lucrurile, pentru toate acestea ar aduce numai beneficiul societății. Chiar dacă reprezentarea femeilor în Consiliul Raional și Orășenesc din Nisporeni a crescut la alegerile locale din ultimul scrutin, totuși numărul femeilor este nesemnificativ. În prezent sunt doar 2 femei consilieri orășenești la primăria locală, din totalul de 23 de consilieri. La cel raional, doar 3 femei se pot lăuda că au pătruns în lumea politică alături de ceilalți 30 de consilieri. Acest lucru este evident și la nivel conducerii primăriilor, unde doar 4 sate sunt conduse de doamne. De asemenea, majoritatea pozițiilor de decizie în administrațiile publice locale din raionul Nisporeni sunt ocupate de bărbați. Eu cred că Nisporeniu chiar n-ar fi rău ca la următoarele alegeri să aibă o femeie primar, pentru că eu cred că ar da o lecție bărbaților prin corectitudine, prin
gospodărirea mai bună a orașului. În concluzie, putem spune că la toate nivelurile decizionale, reprezentarea femeilor este una scăzută, din motiv că în Nisporeni predomină atitudinea patriarhală. La alegerile din 2015, ponderea femeilor la nivelul consiliilor locale a fost la același nivel ca în 2007, de aproape 35%. Așadar, cum comentați aceste realități? Doamnă Dobzeu, vă rog. Într-adevăr, este o realitate și adevărul a fost spus, chiar dacă e dureros pentru unii, că întotdeauna adevărul doare, dar aceasta este realitatea. Dar pot spun că femeile reușesc și dacă le vom da un vot de încredere mai mare, aceasta ar dovedi-o. Ar avea succes. Da. Eu de multe ori zic, dați-i femeii teren de activitate, că ea își poate manifesta talentul. E bună organizatoare, bună gospodină și va ști să gospodorească. Căci femeile reușesc. Și aceasta deja este dovedit și la nivel local, și la nivel de țară, și chiar și la nivel mondial. Reușesc, dar nu putem să generalizăm că toate sunt femei de succes. Reușesc acele doamne care au niște calități născute și pe parcursul vieții au contribuit la dezvoltarea lor. Au perseverat. Astfel, sunt mai responsabile, cum s-a zis, sunt mai disciplinate, mai implicate cu dăruire în activități și, de ce nu, și mai harnice. Reușesc de aceea femeile, că sunt mai echilibrate și știu să mențină, să păstreze echilibru între aceste activități. De bună gospodină, activitate în domeniul politic, femeie public, așa, public în, și în business. Cum le reușește? Având o agendă de lucru și atunci când merge la serviciu, femeia știe că trebuie să le iei pe curpân. Prima problemă care e prioritară. Poate pe rând. A doua. Dar, domnule Suguleaș, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ce stă în spatele acestei pasivități din partea femeilor? De ce femeile nu se implică? Dacă ar fi să analizăm situația care a fost deja elucidată în cifre, în funcții, vedem că ceea ce are loc astăzi în societate, în primul rând, nu insuflă încredere doamnelor, femeilor, pentru a se implica. A se implica. Dar nu se implică de ceea că până când încă lucrul de pregătire care trebuie să-l petreacă nu este efectuat la etapele corespunzătoare. Ce am în vedere? În primul rând, dacă o doamnă se pregătește să fie implicată în politică, pașii principali sunt acei care o impun să fie mai întâi consilier, ca să facă o cunoștință aprofundată cu viitorul, cu viitoarea implicare în politică. Dacă este vorba de afaceri, trebuie numai decât să fie un bun analist ca să vezi etapele și pașii unde vrei să ajungi. Și ca să îmbini și una și alta, trebuie să fie o femeie care are și acasă o susținere de unde toate bucuriile deseori vin. Cred că aceasta este nu puțin important, dar poate cea mai important atunci când se îmbine, când se reușește domeniul de activitate cu cel de acasă din familie. Familia și cariera, da, doamna Dobzeu, ați vrut ceva să adăugați? Vreau să zic, probabil nu le reușesc la multe doamne, fiindcă nu vor să depășească bariera aceasta psihologică care există și primită de la moș strămoș, că femeia e dată pentru gospodărie. Nu poate să fie femeia. Care este rolul definitoriu al femeii? Este generatoarea vieții pe pământ și o bună gospodină. Este un stereotip, mai este un stereotip pe care tot nu-l pot depăși. Și acesta e că, vezi bine, femeile nu prea dispun de competențe și cunoștințe de lider. Iată, asta e dată bărbatului. Femeile acceptă statutul de lângă cratiță decât cel de la tribună? Acesta ar da, fi motivul? Da, acesta ar fi motivul. Ar accepta că e mai ușor. Că așa ne-a fost dat nouă femeilor. Deci trebuie să depășească bariera aceasta. Dar cum să o depășească? Prin implicare.
prin implicare, prin susținere din partea bărbaților și numai puțină susținere și din partea femeilor. Deci să existe o consolidare a solidarității între femei. Da. Doamnă Lungu, cum aducem femeile în politică și de ce nu avem femei în politică? Eu sunt de acord cu colegii mei care spun că trebuie să motivăm femeile pentru a participa și în politică și în viața noastră socială și nu se implică din anumite motive. Poate este și un stereotip care spune că femeia e mai bine să fie mai aproape de casă, mai aproape de copii. Eu nu aș spune că mai aproape doar de cratiță, pentru că înțeleg și faptul că o mamă și o femeie trebuie să aibă grijă și de o familie, trebuie să aibă grijă și de copii, dar dacă ai o familie care te susține, poți să mergi și în politică, poți să mergi și în serviciu, dar poți să mergi și acolo doar atunci când ai capacități. Dacă ai capacități intelectuale, dacă ai capacități bune organizatorice, dacă ai capacități de lider, tu poți să mergi, să miști niște lucruri. Și sunt de acord că în situația din Republica Moldova sunt mai puține femei, chiar foarte puține femei în politică și nu aș fi eu de acord cu faptul că trebuie să fie doar echilibru bărbat, câți bărbați, atâția femei, dar aș miza pe faptul că peste tot să vină oameni profesioniști, oameni specialiști, oameni competenți, că atunci când vom avea competență și lucrurile se vor mișca altfel. Vom avea și rezultate. Da, sunt eu. Da, iar acum vom merge la Chișinău. Doamnă Iulia Iabanji, am o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți care este situația la nivel de țară și cât de mult diferă față de Nisporeni. Vreau să spun că situația la nivel de țară este cam similară nisporenilor. Eu o să vorbesc pentru că știu situația în fiecare raion, deoarece am avut și fericirea și ocazia să văd femei din toate regiunile țării, să le întreb ce simt ele, ce doresc, ce vise au, pentru a ne determina în viitor care tip de suport să acordăm femeilor. Eu vreau de la început să spun că mă subscriu sub toate caracteristicile care au fost aduse despre femei, despre pentru că femeile sunt organizate foarte efectiv, ele se pot organiza, ele sunt responsabile, ele sunt bune și acasă și la serviciu sau la postul care este încredințat. Așa sunt femeile în toată lumea și în țara noastră exact asemenea. Ce vreau eu să spun puțin altceva decât colegii mei de la Nisporeni, eu o să vorbesc mai mult despre femeile antreprenoare sau cele care vor să devină antreprenoare, cele care vor să realizeze un vis care nu a fost până acum posibil de implementat. Vreau să spun că în Republica Moldova există un potențial enorm feminin în acest domeniu. Avem chiar în studio alături Irina, care e antreprenoare și care poate fi un exemplu pentru alte tinere care doresc sau care, nu știu, nu riscă acum sau se înfricoșează să lanseze o afacere. Avem mii de modele, femei antreprenoare din toate regiunile și din Chișinău inclusiv, și asta ne-a inspirat pe noi să lansăm în anul trecut, dar așa cu implementarea am pornit anul acesta, două programe dedicate femeilor, unde, vă spun sincer, primesc o plăcere și o satisfacție să mă întâlnesc cu femei care absolut nu au avut nicio ocupație în viață, adică sau o specialitate și studii superioare au. Și iată, tinereța, căsnicia, nașterea copiilor le-au făcut ca 10 ani din viață să le petreacă pe acasă cu îngrijirea față de copii și acum o tânără femeie care încă nu și-a început cariera are posibilitate prin aceste programe să lanseze o afacere. Să vedeți fețele acestea
acestor femei, să vedeți cât de entuziasmate ele sunt și cu care idei și cât de creative sunt aceste femei. Iată, asta pe mine mă face să, în continuare, să punem accent pe femeile, pe implicarea femeilor în business, de ce nu și în politică și în societate. Eu tot timpul spun că acolo unde femeia se implică, acolo este mai multă regulă sau femeia atrage permanent mai multă atenție la problemele și sociale. Adică pe lângă atingerea unui rezultat în business pozitiv sau unui beneficiu, ea permanent se gândește și la colectiv și, dacă vreți, și la societate și la, nu știu, la bătrânile care stau acasă. Așa este femeia, în felul său, să se gândească la toți. Doamnă Irina Calancea, de ce femeile evită să se implice în activități publice? Doar de mine, că mie îmi plac provocările și atunci am riscat să fac o afacere. Acum 6 ani m-am întors în țară pentru că îi am pe cei dragi alături de mine și am zis că este o oportunitate foarte bună să-mi arăt calitățile mele și să-mi dezvolt afacerea așa cum știu eu mai bine. Apropo, Irina este a beneficiat de programele noastre atunci când chiar a pășit pragul la prima cunoștință sau la primul grup de instruire sau a fost o întâlnire neformală, am văzut că această femeie are capacitățile de un lider, de o antreprenoare, că o să reușească foarte multe și chiar în ochii mei putem să spunem că s-a dezvoltat dintr-o femeie antreprenoare începătoare, într-o femeie care zi de zi tot crește afacerea, extinde, găsește alte modalități, alte piețe de desfacere. Chiar bravo, Irine, că se poate modela sau își poate modela afacerea după cum cere piața. Dar vreau să vă spun și altceva, ce spun și femeilor cu care mă întâlnesc. Dacă vreți să reușiți, dacă vreți că afacerea să meargă, să crească, în toată ziua, în primul rând, trebuie să fii în mijlocul afacerii, a doua că trebuie permanent să înveți, în toată ziua să înveți ceva, să te intereseze, să accesezi informația, noutățile, adică să fii în rând, cum spun noi la moldoveni, să fim în rând cu lumea, atunci și cu toată informația. Un antreprenor informat este cu câțiva pași înainte la cel neinformat. Da, așa este. Pentru mine toți acești ani, într-adevăr, m-am condus de aceste aspecte ca să învăț cât mai mult, să-mi demonstrez abilitățile și să le cresc, să le dezvolt. Pentru asta fac tot timpul instruiri, pentru asta merg în străinătate, la expoziții, pentru accesez la diferite oportunități și programe de dezvoltare la fel. În continuu, noi ar trebui să ne influențăm și pe noi, dar și pe alții, că să fim motivați să facem lucruri cu mult mai bune. Eu aș vrea să spun că Republica Moldova, la capitolul implicarea femeii în business, este la o poziție adică destul de bună. Avem din total antreprenori, 27% sunt femei antreprenori, ceea ce ne caracterizează în regiune cu cel mai mare indicator, pentru că media pe Uniunea Europeană este de 28%. Normal că ne-am dorit mai multă implicare a femeilor în business și în deosebi vrem foarte mult să provocăm femeile din localitățile rurale, din sate, să încerce să apeleze la programele care sunt, la toate instrumentele care noi le oferim pentru toți antreprenorii și inclusiv pentru femei și să încerce să analizeze ce este necesar în satul unde ea trăiește, care servicii sunt neacoperite. Noi vorbim acum de nișa pe piață. Dacă o femeie
femeie din sat vede că nu este niciun atelier de cusut sau care ar veni pe săteni să-i ajute să-și repară o haină sau o încălțăminte sau o frezerie, ea trebuie să gândească în direcția asta și atunci business-ul acesta o să reușească în sat, pentru că populația de la sate au nevoie în diferite servicii. Servicii care anterior erau prestate prin casele de servicii sociale. Și iată, aceste nișe sunt goale și femeile noastre ar trebui să se vadă, să se regăsească undeva în nișele acestea și atunci o să se primească că combină, nu știu, satisfacția cu plăcerea, pentru că, în primul rând, o să aibă o sursă de existență, o să se schimbe viața acestei femei pentru că o să fie mai de sine stătătoare și, a doilea, că o să facă și un, nu știu, un serviciu bun sătenilor, că o să apară ceva în sat pentru a ușura viața sătenilor. În pofida acestei situații generale, sunt și femei care au reușit să se impună ca profesioniste. Cazul doamnei Angela Gladei, care a reușit în business, este foarte cunoscut în lumea afacerilor. Asta pentru că a reușit să susțină și alte femei să-și dezvolte ideile de afaceri. A cerut de la viață ce și-a dorit și acum asta are. Expertul financiar Angela Gladei și-a construit o carieră de succes prin multă muncă și perseverență. A știut să aleagă prioritățile în viață și, cu puțin noroc, a devenit o femeie cunoscută în domeniul afacerilor din Republica Moldova. Trebuie să-ți asumi un șir de lucruri. Dacă vrei să ajungi unde, în dependență de unde vrei să ajungi, și ajungi. Și nu neapărat că renunți la ceva, e pur și simplu prioritizezi. Eu am știut exact ce îmi doresc, am știut că vreau să fiu o femeie activă, că nu vreau să stau acasă. Totodată nu am renunțat nici la copii, pentru că au fost perioade diferite, ori la perioada la care am dat naștere fetelor, am știut că trebuie să mă retrag un pic, dar am știut cât este picul ăsta. Așa a reușit să facă două masterate, unul în finanțe și bănci la Academia de Studii Economice și unul peste hotare la Școala de Management Grenoble. A pus preț pe studii și a știut că datorită lor va urca treptele carierei de succes. Nu îi plac lucrurile făcute pe jumătate, așa că își dedică meseriei majoritatea timpului. Este important să știi meseria. Nu este suficient doar să fii manager, să ai abilități manageriale soft. Dacă mă întrebați pe mine la capitolul ăsta, eu să vă spun cu certitudine și cu toată încrederea că este necesar să fii profesionist. Este necesar să știi lucrurile până în adânc, pentru că astfel poți să conduci prin exemplu atât pe colegi, cât și la nivel macro, să reprezinți instituția astfel încât să-i apere interesele. A ales să activeze într-un domeniu în care riscurile sunt mari, dar ele se pot transforma în proiecte frumoase atunci când clienții au succes. A finanța agenți economici care reprezintă toate domeniile economiei din Republica Moldova este un lucru extrem de mare, pentru că tu intri în esență absolut la orice activitate care se desfășoară pe teritoriul public și din punct de vedere economic și financiar și legal și din punct de vedere a fondurilor și a structurii proprietarilor și a partenerilor de afaceri și a mai departe, adică posibilități de extindere a afacerii, absolut. Toate acestea sunt posibile datorită experienței de 16 ani în sectorul bancar. Îmi dau seama că vin tineri care sunt mai bine pregătiți decât mine și ăsta ar fi principala amenințare a mea astăzi. Și la un moment dat o să mă ridic pe scaunul ăsta și o să mă duc în altă parte și cu certitudine sunt un om care își vede perspectivele și cred că mă văd acolo undeva. Doamna Dobzeu, cum reușesc femeile să fie prezente acasă, în business și de ce nu în politică? Ziceam anterior că reușesc de ce? Că știu să îmbine foarte frumos toate aceste activități și să păstreze un echilibru. Știu să se implice în activitățile respective, să aibă disciplina muncii, responsabilitatea și hărnicia. Și nu ți-ar reuși dacă n-ai avea și o agendă cu bine stabilită bine, și pusă la problemele, da, prioritare puse. Și e foarte bine și reușește acelei femei care evită stresul. Și dacă astăzi nu i-au reușit toate activitățile care au fost și au avut o agendă destul de încărcată și nu i-au reușit pentru ziua de astăzi și știe că și mâine mai este o zi la mijloc și
pune în capul listei și le ia de la capăt, îi reușește. Reușește și acelei femei care știe să-și organizeze și timpul liber, chiar și o mică pauză, recreere de 20-25 de minute. Unele doamne înțeleg recreerea aceasta este atunci când eu mă recreez, șterg praf în birou, ud florile de cameră și așa mai departe. Nu, aceasta faceți nu este. Pauză. Da, face, da. Și ne încărcăm cu emoțiile acestea și cu energia pozitivă și apoi acest pozitivism îl emanăm în mijlocul celor care ne înconjoară, creăm un confort, o situație, un univers confortabil pentru noi la serviciu și exact așa o facem și la domiciliu. Și spuneam că trebuie să existe, îți reușește dacă ai un echilibru între aceste activități. Nu poți să vii cu agenda de pe birou de la serviciu și să o continui acasă. Pentru că acasă deja ai o altă agendă care se află pe noptieră și aici sunt alte probleme prioritare care și te focalizezi pentru a rezolva aceste probleme ce țin anume de familie și de gospodărie. Deci reușește femeia care vrea să reușească și sunt femei care le reușește și în business, iată cum spun doamnele, la ziua de astăzi sunt foarte multe femei. Tot mai femei, multe femei se implică da, și foarte, în afaceri. Femei de succes în afaceri. Da. Dar eu aș vrea să mă axez mai mult și pe problema aceasta, că vrem și femei și în politică. Da. Domnule Sugulea, cum sunt femeile în politică, în afaceri? Cum se manifestă ele? Dacă am evalua activitățile agenților economici, unde sunt în fruntea lor lideri femei și unde sunt bărbați, aș vrea să spun că acolo unde această afacere este condusă de o femeie, succesul este mai garantat. De ce? În primul rând, femeile pot rezista la unele încercări la care bărbații nu toți poți reziste. Cedează bărbații mai repede decât femeile. Cedează, da. Dacă altădată un bărbat caută o soluție cea mai ușoară, femeile deseori caută soluția cea grea, ca mai apoi să devină ușor. Pentru că pe o cale ușoară nu poți de fiecare dată să ajungi scopul pe care ți-l pui din start. Deci eu aș spune că între bărbați și femei în afaceri și chiar în politică nu ar trebui să fie o luptă sau o concurență, ar trebui să fie o completare și a ideilor, și a capacităților, și a experienței, și a profesionalismului, de ce nu? Pentru că, din start, când te pornești cu un scop bine determinat, trebuie să-i vezi și finalul, să-i vezi succesul. Și nimeni, din cât se cunoaștem noi și în diferite etape, niciodată nu vă spune că dacă eu nu voi ajunge acolo, apoi voi căuta pricina. Fiecare spune, eu am ca scop să ajung, să realizez, să capăt anumite rezultate îmbucurătoare. Deci eu cred că doar acolo unde este un respect reciproc, se completează capacitățile și cunoștințele, acolo este succesul. Doamna Lungu, de ce este nevoie ca să avem în politica moldovenească femei în funcții înalte ale statului, precum cea de premier sau cea de președinte? Vai, o întrebare destul de serioasă. Ce ar trebui să facă o femeie? Nu știu dacă mult tare ar trebui să facă. Ar trebui să aibă mai multă îndrăzneală femeile din Republica Moldova. Cred că așa am fost educate, mult mai modeste să fim, că au capacități bune, dar trebuie să ai multă îndrăzneală, multă, multă. Câteodată poate și puțină obrăznicie în politica noastră și o leacă de carismă, dar acestea trebuie să meargă paralel cu competența, cu inteligența umană și cu profesionalismul. Am văzut multe persoane, și femei și bărbați în politică, doar care nu au fost profesioniști și la un moment dat au eșuat activitatea lor. Pentru mine nu contează să fie femei în politică multe sau principalul este să fie oameni, este să fie profesioniste și vă spun și spun încă o dată, femeile au nevoie de susținere bărbaților și dacă au susținere bărbaților, ele merg în continuare și fac mult mai mult în multe situații. Reușesc mai mult, ele mai rămân mult în umbră
și doar că fac, menajează niște lucruri. Da. E nevoie de susținerea bărbaților în tot ceea ce fac, în tot ceea ce face o femeie. Iar acum vom merge din nou la Chișinău, doamna Iulia Iabanji. Vă rog să-mi spuneți care sunt cele mai mari piedici în afirmarea unei femei. Nu vreau să evidențiez piedici, vreau să aduc doar câteva date statistice unde se spune, pornim de la populația Republicii Moldova, că suntem 52 sunt femei și 48 sunt bărbați. Adică femeile parcă sunt mai multe. Ne referim iarăși la indicatorul cu femeile antreprenoare, sunt 27%. Dacă să vorbim de nivelul de salarii, femeile tot timpul sunt plătite cu 12% mai puțin ca bărbații. Adică bărbații permanent, unde n-ar fi, dacă comparația dintre bărbat și femeie la același post, bărbatul primește mai mult ca femeia. Nu știu de ce se întâmplă asta. Iată, asta sunt niște constrângeri care, nu știu, în părerea noastră, neechitabil se organizează sau se petrece acest lucru. Eu cred că în primul plan trebuie să se scoată în evidență competențele, profesionalismul. Nu contează, eu am spus și în business, nu contează, este femeie și bărbat. Ambii sunt antreprenori și ambii trebuie să posede capacități, calități, nu știu, antreprenoriale, abilități, competențe pentru a administra afacerea corect, pentru a planifica și pentru ca la sfârșit să aibă beneficiu. Aici nu putem să spunem cine sunt mai buni. Aici rezultatele arată rezultatul activității unei companii. Dar mai persistă și o analiză internațională, după cum a spus și domnii colegii în studioul de la Nisporeni, vorbind de femeie în politică sau de implicare într-o poziție oarecare, vorbim și despre femeia antreprenor. Permanent s-a constatat că, într-adevăr, unde o femeie este conducător, nu contează în ce domeniu, ea este cu mult mai responsabilă în toate ceea ce face. Ea permanent are grijă de rezultatele care se obțină, dar totodată, cum am spus, are și grijă față de colegi, față de, nu știu, de persoane care sunt în conjurul ei. Se vorbea că dacă o companie trebuie să disponibilizeze sau să iese într-o situație critică și ar trebui să disponibilizeze o parte din personal sau spunem altfel, este o situație complicată în business, nu prea sunt venituri, trebuie de luat măsuri, de optimizat cheltuielile. Ce fac bărbații? Bărbații se gândesc mai disponibilizează câteva persoane, mai taie foarte repede niște cheltuieli, femeia disponibilizează în ultimul rând. Adică ei face tot posibilul, analizează toate situațiile care ar optimiza cheltuielile, mai analizează odată posibilitatea de optimizare sau de adăugare sau de majorare a veniturilor, dar în ultimul pas care nu mai este nicio soluție, poate să disponibilizeze și foarte atent. Iată, asta și este diferența între bărbat și femeie. Am o întrebare și pentru doamna Irina Calancea. Vă rog să-mi spuneți cum ați reușit să depășiți toate piedicile în dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Păi cel mai important este o continuitate a lucrurilor și a muncii pe care o depui. Dacă ai ambiție, atunci reușești să faci cu mult mai multe. Și atunci eu nu pot să fac o comparație între un bărbat și femeie, fiindcă nu am avut disconfortul sau dezavantajul să am o echipă, ca să înțeleg. Eu sunt pe cont propriu și atunci pentru mine n-au fost piedici ca să mă dezvolt. Doamna Lungu, de ce au nevoie fetele pentru a trece de toate provocările care apar pe parcurs? Fetele sunt viitoarele femei și au și ele nevoie de aceeași susținere, dar
Eu fiind în domeniul de educație, chiar și astăzi având o activitate care am propus elevilor niște lucruri, am spus că în viața noastră trebuie să ne învățăm mai întâi și întâi de toate să facem carte. Școala secolului 21 presupune că elevul trebuie să aibă capacități antreprenoriale, să-l învățăm de mic copil. Și eu îmi pare rău că eu, la vârsta mea, nu am avut aceste posibilități din tinerețe să am capacitățile acestea antreprenoriale. Chiar îmi pare rău și le evidez cu invidie albă pe doamnele care e din studio. Fetele au nevoie de cunoștință de carte, fetele au nevoie de susținere din partea părinților și fetele au nevoie de un echilibru emoțional, un lucru care contează foarte mult în viața noastră, cu atât mai mult în tinerețe, atunci când ești foarte fierbinte, ești foarte rapid și vrei, rapid, să, faci și vrei să faci tot și undeva nu-ți reușește și atunci când nu că nu ți reușește imediat și ai cedat, dar o leacă te-ai întâlnit cu niște greutăți și le-ai cedat, atunci înseamnă că încă nu te-ai format ca o personalitate și fetele tinere, adică ar trebui să învețe în școală aceste lucruri, să fie ghidate de părinți permanent, să citească mult, multe activități din psihologie, și să fie bine informat. Un om informat este un om puternic întotdeauna. Doamna Dobzeu, cu ce probleme v-ați confruntat dumneavoastră atunci când v-ați implicat în politică? Doamne, cu foarte multe. Foarte, ca să ajungi la niște succese, la niște rezultate, întâi și întâi trebuie să depășești aceste probleme. Care problema a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră? Probleme au fost foarte multe. Mi-amintesc în primul rând lipsa finanțelor. Problema problemelor și nu numai la nivel local și raional, dar la nivel de țară, este că în administrația publică locală lipsesc finanțele. Bugetul unei primării la ziua de astăzi este de două ori mai mic decât bugetul unei școli. Pe când primarul și consilierii locale atâtea probleme au de rezolvat în comunitate. Aceasta a fost cea mai mare provocare. Dar știți că ele merg în laț. Pornind de la aceea că tu nu poți să aduci proiecte pentru că trebuie să ai o contribuție a comunității și nu poți să o ai, apoi apare neîncrederea, pierzi din capitalul de imagine care l-ai acumulat în perioada electorală. Lumea începe să nu mai aibă încredere și vorbesc de acum, chiar vocalizează, verbalizează, căci noi am vrut drum, noi am vrut apă, dar doamna nu face nimic. Și puțin înțeleg că nu face nimic doamna pentru că lipsesc finanțele. De aici vine o altă problemă. Problema suspiciunile oamenilor. Ea are la primărie bani, dar nu-i folosește pentru că, vezi bine, îi fură. Și apoi vin de aici alte probleme. Apare și cum stresul. Cum explicați oamenilor această situație? Dar am încercat să explic, dar mai tare le încurcam decât le explicam, pentru că știți cum e omul de la țară, el vine cu ideea lui fixă și tu poți să-i lămurești ca la școală, pași pe un algoritm 1, 2, 3, 4 și te ascultă foarte atent și după asta nu ți-am spus eu că tot așa ea a să ne spună că fură. Deci sunt probleme foarte grave, dar cea mai complicată, cea mai dificilă situație a fost că am venit din sistemul și nu numai eu, mulți colegi venim, am venit dintr-un sistem, dintr-o instituție publică cum este școala, direct în instituția publică cum este administrația publică locală, nepregătită la nivel de cunoștințe, competențe, nici nu mai vorbim. Și era o problemă mare pentru că apărea și managementul acesta al timpului defectuos. Perdeam foarte mult timp atunci când elaboram o dispoziție sau un proiect de decizie. Nu cunoșteam legile. Și tot așa cum a spus colega... Și cum ați depășit aceste da, vreau să zic că aveam o invidie, în primul rând, o invidie albă față de colegii care deja aveau o experiență, că lucrase în administrația publică locală, inginer, cadastral, contabil sau secretar și veneau cu niște cunoștințe și cu niște competențe, abilități deja formate, o invidie albă. Și trebuie să fii rezistent, trebuie să fii să ai tărie de caracter și am fost un autodidact. Un autodidact așa permanent am învățat legile, că apoi tot legea să-mi aducă probleme
în continuare și la ziua de astăzi, că n-am cunoscut-o destul, așa cum trebuie. Deci problemele sunt foarte, foarte multe, foarte multe. La început nici n-ai încredere, pentru că din 1000 de persoane, de votanți, 500 te-au votat, dar ceilalți stau și se uită. Deci nu se implică în activitate, dar s-o lăsăm. Dar așteaptă? Așteaptă, s-o lăsăm să vedem ce o să facă. Și iată o problemă foarte mare pentru primari, căci nu pot stabili de la început niște relații de conlucrare și colaborare cu cetățenii. Nemai vorbind de faptul că nu ai niște relații stabilite din timp cu parteneri, cu donatori, cu finanțatori și până îi găsești sursele acestea, până timpul trece. Dar oamenii nu rabdă. Ei așa și zic, noi vrem astăzi să facă ordine, noi vrem mâine să fie drumul. Și orice nu încercai să faci, de exemplu, plantarea unui parc la marginea cum intre în sat, toată lumea cui trebuie parcul ăsta, când noi vrem apă. Dacă am încercat să repar casa de cultură, nu trebuie, pentru că nici aceasta nu-i problemă prioritară, pleacă tineretul din sat. Când a venit apa, și folos că avem apă, dacă nu avem drum. Când o mai venit și drum, și folos că avem drum, dacă nu mai avem canalizare. Și tot așa ele și problemele nu se mai termină. Nu dispar. Trebuie să fii foarte optimistă, trebuie să ai, cum spunea doamna Lungu, să fii foarte îndrăzneață. De multe ori, chiar și obrăznicia, în cartea cărților, în Biblie, se spune că îndrăzneala omului este o virtute, dar ea are o limită. Dacă ai depășit limita aceasta și ai trecut la obrăznicie, de acum este un viciu. Dar știți că de multe ori mergeam și la aceasta. E conștientă fiind de faptul că nu e bine să fii obraznic. Chiar un ministru mi-a spus, zice, eu am auzit că dacă îl dai pe moldovan afară pe ușă, el intră pe geam, apoi doamna Dobzeu, iată, bine când a murit, am trăit și am văzut. Așa trebuie să fii. Și dacă ai pornit să realizezi ceva, deci încerci să muncești zi și noapte și deseori mai uiți dar de tine. Dar ați intrat pe geam de atâta că v-a impus situația, că ați fost pus în situație când trebuia rezolvat o anumită problemă. Se hotărâți problema aprovizionării satului cu apă. Și dacă tu nu ai bătut ușa corespunzătoare, tu nu ți-ai deschis, tu nu ai putut să faci lucrurile care nu ți-ai propus tu pentru tine, dar pentru localitatea ta, pentru că eu trăiesc și eu într-o localitate sătească unde vedem care sunt problemele și atunci când tu îi spui primarului una și el înțelege, dar nu are cu ce face și îndrăzneala nu are unde ajuns, rămâne cu lucru nepregătit și atunci noi, cei care l-am ales, spunem, păi, dar noi am vrut de la tine, uite asta, dar nu ne punem întrebarea că în sacul lui cu bani nu are nimic. Asta este autoritatea locală astăzi. Da. Problemele sunt multe, sunt foarte multe. Da, domnule Țugulea, vă rog să-mi spuneți, dacă pentru ca femeile și bărbații să lupte pe picior de egalitate, ar trebui ca și bărbații din Moldova să spele și să îngrijească copiii așa cum fac femeile? Eu nu aș spune că ar trebui delimitat funcțiile bărbatului și femeii. Acolo unde este o ambianță reușită, acolo se reușește totul. În primul rând, eu aș vrea să confirm. Dar ar trebui și bărbații să spele și să îngrijească copiii? Trebuie să facă aceste lucruri casnice? Păi este un lucru comun. Da, responsabilitățile trebuie împărțite în familie. Împărțite, da, într-adevăr. Și eu aș vrea să revin la ideea doamnei Dobzeu, care a spus că problema de bază când dumneavoastră a acceptat a fost problema apei. Dumnezeu nu o să-mi permită să mint atunci când am fost de câteva ori la dumneavoastră la domiciliu și am convins-o ca să meargă la această funcție de primar. Dumitale, ai propus problema principală localității, problema apei. Și noi atunci ne-am luat angajamentul. Haideți, o să vă ajutăm, pentru că la acea etapă, doamna Dobzeu fiind conducător de instituții, o vedeam persoana cea mai bine pregătită din localitate pentru a soluționa problemele localității. Aceasta era principalul. Și atunci când o persoană merge din start, fără ca să poată să aibă capacitatea de a analiza ce l-așteaptă, cred că aceasta este din start un eșec. Doamna de câteva ori a spus, dar o să încerc eu să mă încadrez, dar îmi va reuși? Și tot timpul dumneavoastră spunea și răspunsul, eu de una singură nu o să reușesc. Am nevoie de o echipă bună, am nevoie de susținere la nivel național, la nivel regional și eu cred că acolo unde se dă într-o parte politicul după ce au fost deja efectuate alegerile, acolo unde există cultura, fie în afaceri,
fie în politică, acolo unde este corectitudine, acolo unde este asigurată o durabilitate, acolo este asigurat succesul. Și cred că pașii cei siguri se fac prin bună înțelegere și prin colaborare. Și eu cred că exemplele care sunt în raionul Nisporeni de succes realizate în instituțiile unde sunt femei, sunt vizibile în fondul Republicii. Doamnă Dobzeu, vreți să adăugați ceva? Da, am vrut să confirm că a spus domnul un adevăr, că în perioada electorală, în 2007, au fost mai multe partide care mi-au propus să mergem și mergeți cu noi, dar spuneau așa, mergeți cu partidul nostru. Dumnealor au fost unicii care au venit la poarta mea și mi-au spus, doamna Dobzeu, nu trebuie să mergeți cu partidul nostru. Noi nu vă propunem dacă nu vreți, dar vă propunem să mergeți, să fiți primarul satului, pentru că veți avea niște succese. Iar aceasta m-a încurajat și chiar pe ultima sută de metri am zis, da, voi încerca independent. Da, să știți că noi am încercat să aflăm de ce ar avea nevoie femeile ca să se manifeste și am mers în satul Vârzărești și am aflat aceste detalii. De ce sunt atât de puține femei în politică? Deși pentru că bărbații au altă atitudine, cum spun. Sunt mai, mă rog, chipurile și capul familiei, sunt mai deștepți, mai... Dar femeile ca femeile, sunt mai asta, mai, nu slabe, ele sunt mai deștepte ca bărbații, vreau să spun în primul rând. Dar, mă rog, nu are valoarea bărbatului asta. Pentru că eu locul bărbații mei întâi decât soții. Poate că ele nu dovedesc să, cu politica, poate că au copii, că s-o cu copii. De unde știu eu? Nu le place, cred că. Pentru că suntem, că nu le-a dat ajutoare, nu le-a dat șeia, nu le-a dat șeia, eu știu, de atâta, cred că. Eu s-o cot că femeile care sunt politică au timp liber, dar femeile, într-adevăr, că sunt mai mult de casă, să-i gospodăriesc, să-i copchii, să muncească. Dar cum vedeți politica de la noi din țară? O vedem, dar e tătă numai critică. Oricare se critică unul pe altul și nu-i nici o înțelegere nică. Numai deja vă vorbesc și vorbesc și vorbesc și tot așa și rămâne. Foarte rău. De ce? Pentru că fiecare trag la ei, numai nu trag la oameni. Nu ajută oamenii. Ajută ei pe unii pe alții decât pe oameni. E rea, pentru dânșii numai, dar pentru țărani deloc. Da, de ce? Pentru că au pufrat și au pusii în buzunar și nouă nu ne-a dat. Și să vedem, doamnă, și nu vedeți ce se face în țara noastră? Oare mai este o țară mai săracă ca țara noastră? Mai este oare? Nu mai este. Câte ajutoare, câte vin pentru pensionieri, pentru invalizi, pentru... Cine le vede? Unde sunt ele? Unde se duc? Dar dumneavoastră, de ce nu vă implicați în politică? Eu sunt bătrână, n-am și sunt stare, adică n-am și m-am amestecat eu în chestiunile astea și vreau să spun că n-am studii și... Mă rog, eu nu știu care e drept și care nu e drept și care de o să o iau și o să o dau. Eu sunt pensioner, că sunt invalid, mai trebuie să mă implic în politică. Că eu nu ies de o gradă, cum să mă duc și politică, unde să mă duc eu în politică? Și pot să spun? De-am la anii cu bolile mele, de-am, de ăștia nu se implic în politică. Tot așa care sunt mai, care spun, care... o viață învățată, au o viață mai ușoară, un capital mai bun, au când și de, dar o femeie de țară, o femeie, și nu numai că la noi în țară, dar de oște femeile trebuie și gospodine acasă. Dar dacă ar candida o femeie la funcția de președinte de raion sau de țară, ați vota-o? Da, aș vota. Pentru că femeia altfel ar conduce țara. Clar, lucru că aș vota, dacă ar ști că ar face, ar fi cu inimă și ar face lucruri bune pentru raion, pentru țară. O femeie parcă ar face treabă mai bună, eu așa mă gândesc. Ar vota. Am votat femeia pentru că știe durerea de mamă și o ajuta și mamele să crească copiii. Să știe de sat și să știu și să știu că într-adevăr ar răzbate și ar face ceva pentru oameni, da. Iar acum vom merge din nou la Chișinău. Doamnă Iulia Iabanji, de ce fel de lecții au nevoie femeile ca să se implice și unde ar trebui să învețe?
Vreau să spun că în Republica Moldova, în ziua de astăzi, toate femeile doritoare de a se instrui, de a primi informații, de a fi consultate, pot obține acest beneficiu, pentru că numai organizația pe care o conduc, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, are pe rol 8 programe naționale, dintre care aproape fiecare program are componenta de instruire. Totodată vreau să spun că în perioada de 6 ani, cu suportul Uniunii Europene, am încercat să construim în raioanele țării incubatoare de afaceri. Avem 11 incubatoare, inclusiv și la Nisporeni, unde acum avem colegii în studio. Incubatoarele de afaceri sunt instituții care iarăși acordă suport în business sau acordă consultații antreprenoriale în domeniul antreprenorial celor care sunt interesați. Totodată, incubatoarele de afaceri sunt instituțiile care oferă spațiu și pentru instruire și care asociază, nu știu, persoanele pentru a face ceva. Totodată, am spus că anul acesta am lansat 2 programe dedicate femeilor antreprenoare. Celor care vrea să înceapă business-ul, noi le ajutăm să dobândească aceste cunoștințe și abilități antreprenoriale trecând prin module de instruire gratuite, apoi o să asistăm aceste femei cu fiecare femeie o să aibă un consultant individual care să ajute pe această femeie să-și creioneze planul de afaceri și să pregătească pentru concursul de granturi. Tot acest program Femeia în Afaceri este un program guvernamental pentru o perioadă de 3 ani de zile, un program pilot care o să putem să-l prelungim dacă o să fie impact în rezultatul acestui program, are un buget de 52 de milioane. Aceste resurse vin din bugetul de stat și vreau să spun că pentru anul acesta deja am primit de la bugetul de stat toate resursele financiare necesare. Și în luna octombrie o să lansăm primul concurs de business planuri și femeile care deja au fost instruite, au deja stabilită sau, nu știu, chipzuită idee de afaceri în care domeniul vrea să-și lanseze business-ul, împreună cu consultantul vor fi ajutate să elaboreze aceste business planuri și să participe la această componentă de granturi. Granturile vor fi alocate în sumă de 7.500, care sunt divizate în grant investițional pentru procurare de echipamente și într-un grant mai mic pentru cumpărarea serviciilor de dezvoltare a afacerii. Eu aș mai vrea să revin la discuțiile din studioul din Sporeni și care vorbește despre femeia în politică și cât de insistentă trebuie să fie, cât de activă trebuie să fie. Insistența aceasta de care s-a vorbit, vreau să spun că este necesară la fiecare femeie, nu numai în politică, și în femeia antreprenoare, și în femeia directoare de școală și de grădiniță. Insistență necesită la toate femeile în posturi de conducere, pentru că în orice situație ai nevoie să argumentezi, să pui pe masă ceva motivații, să discuți, vorbim de femeia antreprenoare cu, nu știu, organele de control care vin la companii și cer ceva documente. Femeia trebuie să fie tot timpul înzestrată cu cunoștințe. Cine este, știe regulile de joc, acela poate să se apere, cum a spus și doamna, privind funcția de în administrația publică. Trebuie să știi toate legile ca să conduci bine și să argumentezi și să ai, nu știu, multe argumente să le pui pe masă. Dar că vorbim de întrebarea care a spus, poate bărbații să, nu știu, să facă ceva la bucătărie, să preia o parte din, nu știu, lucru femeilor casnice. Vreau să vă menționez că noi asta, chestiunea aceasta am pus-o în discuție la multe sesiuni sau ateliere sau întâlniri regionale care am avut cu femeile. Și am înțeles una, că acum deja femeile, familiile tinere
contemporane, deja de mult au divizat lucru în familie. Este un echilibru, vreau să vă spun, în familie tineri și mă bucură foarte mult, pentru că ambii sunt angajați undeva, ei foarte bine și planifică viața și funcțiile în familie sunt divizate, femeia face ceva, bărbatul face ceva. Aceste stereotipuri care noi le discutăm, cred că foarte multe a rămas în trecut și poate mai persistă mult la sat, dar la orașe deja funcțiile sunt divizate. Doamnă Irina Calancea, poate o femeie să fie împlinită în toate aspectele vieții sau ar trebui să aleagă între carieră și familie? Cu siguranță poate o femeie să îndeplinească toate funcțiile, și cele casnice și cele de serviciu. Nu este un impediment ca să le facem pe toate, dar avem nevoie de susținere. Ca să fii foarte bună în afacere, atunci îți trebuie mai mult timp ca să te implici în afacere și atunci trebuie să găsești oportunități ca să le rezolvi pe celelalte, să delegi. Asta e cea mai bună oportunitate, dacă vrei să te desfășori. Fiindcă, cum se zice, două lucruri odată să le faci foarte bine e mai complicat și atunci ar trebui un pic să alegem. Dar nu este imposibil. La Ungheni avem un exemplu de succes. O femeie este primar de 4 mandate. Vă invit să aflați ce stă la baza succesului. Ana Dicusar este primar în satul Cetireni din raionul Ungheni. S-a implicat în viața politică acum 14 ani, când a devenit pentru prima dată primar în această localitate. Cu toate că se află deja în al 4-lea mandat consecutiv la funcția de primar, Ana Dicusar își dorește să rămână în continuare în această postură pentru a duce la bun sfârșit toate proiectele de dezvoltare a localității pe care le-a început acum câțiva ani. Am venit în politică încă în anul 2003 și am venit cu un singur scop, să realizăm multe proiecte de care localitatea avea nevoie. La moment avem implementate foarte multe proiecte, toate instituțiile publice, gimnaziu, Cetireni, biblioteca publică, căminul cultural, grădinița de copii, sediul primăriei, sunt toate reparate capital. Acest fapt este confirmat și de angajații gimnaziului și grădiniții din localitate, care au doar cuvinte de laudă pentru primăriță. Avem vicei în interior, avem nu ca la sat, știți cum. Sistema afară, toate condițiile, apă caldă, apă rece, canalizare, produse alimentare de calitate, asta tot este datorită doamnei primar, care cu trup și suflet a făcut aceste condiții. S-au gazificat fasangerea la gimnaziu, s-au schimbat toate ferestrele, toate ușile. Vreau să spun că e un primar exemplar. O doamnă care întotdeauna a fost aproape de colectivul profesoral de instituția noastră. Locuitorii satului Cetireni sunt de părere că o femeie primar poate administra mult mai bine lucrurile decât un bărbat, ceea ce a demonstrat în toți acești ani Ana Dicusar, fiind mereu alături de problemele oamenilor din comunitate. O femeie a făcut atâtea lucruri, câteodată un bărbat nu face atâtea lucruri bune pentru localitate. Fiind în conversație cu mulți locuitori din sat, ei cunoaște la fiecare dacă a căzut un gard sau dacă i s-a răsturnat un pom în ogradă. Nu vă deranjează faptul că aveți primar o doamnă și nu un bărbat? Niciodată, de ce să... Din contră. În unele cazuri sunt mai gospodinile mai mult fac decât alți bărbații. În prezent, satul Cetireni, cu o populație de peste 2000 de oameni, este parțial gazificat și aprovizionat cu apă tehnică în proporție de 100%. Potrivit primarului actual, femeile ar trebui să se implice mai mult în viața publică a comunității. Din experiența mea, știu că mult mai bine merg lucrurile acolo unde conduce o doamnă. Doamnă Lungu, cum înmulțim astfel de exemple? Înmulțim astfel de exemple prin promovare a femeilor, a bărbaților. Femeia întotdeauna a fost sufletul și aripa pereche în zbuciumul bărbatului. Părerea mea, ca o mamă de băieți, întotdeauna i-aș pune la cratiță pe băieți și fetele
să fie implicate doar în diferite activități, să nu fie mai mult pe acasă. Sunt întru totul de acord cu faptul că într-o gospodărie ambii trebuie să aibă responsabilități, să îndeplinească ceea ce ține de casă, ceea ce ține de gospodărie de copii, să aibă servicii unde să se manifeste și femeia întotdeauna să-l ajute și pe bărbat. Doamnă Dobzeu, ce șanse au femeile în politică? Dacă ați fi fost bărbat, credeți că ați fi avut o altă traiectorie? Realitatea de azi, da, vorbim așa, au șanse mari femeile ca să se implice în politică, dar pe hârtie. În realitate lucrurile nu stau chiar așa. Nu stau pentru că și mă gândesc foarte pe scurt, la cazuri concrete. Încă mai există acele cercuri, în ghilimele, de informare ale bărbaților, unde deciziile, hotărârile definitive pentru rezolvarea unei probleme sau alte, se iau în cercurile respective care au ședința pe terenul de golf, la saună sau la cafenele, unde femeile nu au acces, dar și statutul de femeie nu le permite. Și bărbat, credeți că ați fi avut o altă traiectorie în politică? Da, da. Mă care gândesc, ar fi aceea? Cu toate că mi s-a zis și doamna de fer și doamna bărbat, dar am regretat. Am avut momente când am regretat, atunci când am plâns. Gândindu-mă la Bitman, că zicea că și bărbații plâng câteodată dacă n-au noroc în dragoste, dar ei cred că nu au plâns niciodată, că n-au putut să realizeze. Domnule Țugulea, ce se poate face pentru ca ea, femeia, să fie mai puternică și mai coerentă? Femeia întotdeauna trebuie să fie susținută, trebuie să fie înțeleasă. Dacă o să spun că trebuie să fie ascultată, să nu le fie odată, să nu le fie uneori la bărbați rușine că trebuie să ascultăm. Pentru că de multe ori bărbații ascultă, dar fac așa cum găsesc de cuvință. Dar să știi că în orice idee există și un adevăr care urmează a fi respectat și pus la locul lui. Promovat. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și sper ca la următoarele alegeri să avem cât mai multe femei în Parlament, cât mai multe femei primari și cât mai multe femei în consiliile locale și raionale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți pe canal regional. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.